Aleluia, glorie lui Dumnezeu! Sunt onorat să vă slujesc în această dimineață, cât am mai rămas din timp. Oricum nu vă faceți idei că scăpați în 40 de minute, mai repede de 40 de minute. Aleluia! Am fost cu adevărat binecuvântat de dimineață și până acum și în timpul de rugăciune și ce s-a întâmplat. Cumva văd un curs al lucrurilor care Dumnezeu le-a pus în inima mea și am total încredințare că Dumnezeu este la conducere. Dimineață, în timpul de rugăciune, o soră dragă mulțumea Domnului că Domnul ne-a chemat la un ospăț. Și mi-a sunat interesant și am stat toată dimineața să văd ce se întâmplă. Aperitivul a fost super tare. A fost doar aperitivul. Cine vrea ospăț? Haideți, dragi, nu vă chem la muncă. La mâncare! Cine vrea ospăț? Aleluia! E vorba de mâncare, ne hrănim Duhul nostru. Aleluia! Și asta este foarte important, să hrănim duhurile noastre. Și vă anunț că eu sunt doar ospătarul. Domnul Iisus este bucătarul șef și Duhul Sfânt este șeful de sală. Așa că poți să vii la masă, când ești invitat, ai două moduri. Să vii să spui, ce-i de mâncare? Și te uiți pe meniu. Sau poți să spui, te așezi jos, am venit să primesc masa. Și restul se vor întâmpla lucruri. Aleluia! Important este atitudinea cu care venim. Și mi-a plăcut foarte mult mesajul care Nat l-a dat săptămâna care tocmai a trecut. A avut un mesaj despre a fi un campion, să perseverezi, să poți ajunge un campion. Fiecare dintre noi, ca să ajungem la o excelență, avem nevoie să lucrăm ceva, să facem un pic de efort. Dacă vrem ca noi să fim undeva pe culmi, ca să poți ajungi pe o înălțime, trebuie să faci efort, să te pregătești muscular și să faci mult antrenament să poți ajungi pe acele înălțimi, că s-ar putea să te oprești pe la jumătate. La fel și cu viața noastră spirituală. Ca să ajungem undeva sus, e nevoie să încărcăm Duhul nostru, să-L alimentăm, să ne antrenăm unul pe celălalt. Luna aceasta, și văd că Dumnezeu a pus foarte bine pe inima celor care au decis asta, să fie un curs de mesaj, un ciclu de mesaje despre relații. Mie mi-a revenit onoarea să vorbesc despre relațiile din familie, relația cu partenerul. Dacă spunem, bine, ok, nu suntem toți căsătoriți, eu nu sunt căsătorit, ce fac? Ok, dar probabil că îți dorești asta, nu? Și mai ales pentru tine este mesajul. Sunt mulți tineri aici care se pregătesc pentru ceva. Vreau să fac o paranteză. Când la Brașov a fost o perioadă în care s-a vorbit mai mult despre familii, despre viitoare familii și s-a vorbit cam aproape un an de zile. După un an de zile a început să ploaie cu nunți. Una din ele a fost a noastră. Și Dumnezeu a adus binecuvântarea peste biserică. Important este să și înveți ce-i cer lui Dumnezeu. Pentru că fiecare caută să-și găsească un soț, o soție, dar întrebarea este cine este chemat să fie pentru tine. Și o să vedem de ce spun asta. În paranteză, încă sunt la introducere, am auzit o discuție a unor tineri care erau în jurul meu, nu voi da niciun fel de amănunt, dar m-a întristat că este atât de mult lucru preluat din Duhul Lumii și atât de puțin din ce este a lui Dumnezeu. Ceva de genul, toate fetele sunt la fel, pun botul la toate vrăjelele. Îmi cer scuze pentru expresie, dar m-a întristat și pe mine. Și vreau ca să vă ajut tinerilor să gândiți altfel, să gândiți lucrurile lui Dumnezeu. Dacă vreți binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața voastră, lăsați lucrurile lui Dumnezeu să umple viața voastră. Nu trebuie generalizat. Poate că vedem așa la televizor, este macho să te căsătorești și pe aia să divorțezi, ca toată lumea să vorbească despre tine. Și realitatea este că la cam este un procent cam la 3 familii care se căsătoresc, 2 divorțează în primul an. E trist asta, dar cuvântul lui Dumnezeu spune în Cântarea Cântărilor, de 2 ori spune în capitolul 2 cu 7 și 3 cu 5, nu stârniți, nu treziți dragostea.
O mai spune încă o dată în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, cu versetul 4. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Dumnezeu are timpul Lui pentru toate aceste lucruri. Nu grăbi lucruri pentru care nu ai fost pregătit să intri în ele. Dacă foarte repede te grăbești pentru a fi căsătorit, pentru că ai nevoie de mașină de spălat cu un singur program, când ai cine să spele ciorapii, nu este planul lui Dumnezeu pentru tine. Ai nevoie de ceva ce Dumnezeu a chemat pentru tine. Am primit un raport cum că se investesc foarte mulți bani pentru campanii care conduc spre descurajarea familiilor căsnicilor normale și încurajarea toleranței a homosexualității și lesbianismului. E trist asta. Ceva se numea, acel mesaj care l-am primit, companiile distrug familia. Și am să citesc, pentru că nu mi-am bătut gândul să o învăț asta. Sume enorme de bani sunt investite în promovarea unei culturi antifamilie și anticăsătorie. În referendumul, și atenție, s-a făcut un referendum pentru așa ceva, de redefinirea căsătoriei în statul Washington, promotorii căsătorilor homosexuale au investit 9,5 milioane, mulți bani, de dolari și au folosit 4.000 de voluntari care au mers din casă în casă să convingă oamenii să voteze pentru căsătoriile homosexuale. Ar trebui să ne gândim foarte serios la asta. Tocmai am vorbit despre sclavie și alte lucruri. Au mobilizat și sindicatele. În contrast, creștinii au investit doar 2,1 milioane de dolari pentru păstrarea familiei tradiționale. Unul din, și asta probabil că o să recunoașteți câteva lucruri, unul din fondatorii lui Amazon.com, auzim multe persoane despre asta, puneți, da? Jeff Bezos, nu sunt foarte tare în engleză, adică mai deloc nu sunt, dar știu că și el și soția lui au sprijinit demersurile acestea de redefinire a căsătoriei cu 2,5 milioane de dolari. Cineva drag, fetelor, Brad Pitt, a investit și el 100 de mii de dolari pentru același lucru. Din nefericire, chiar și unele grupuri protestante și iudaice au sprijinit acest efort. Trebuie să gândim foarte serios. Companii internaționale bine cunoscute chiar și în România au sprijinit efortul de destrămare a familiei, printre ele Starbucks și Hard Rock Cafe. Le cunoaștem. Le găsim prin mall-uri. Dragilor, nu trebuie să încurajăm lucrul acesta. Și cred că este timpul lui Dumnezeu. Am primit mail-ul acesta de vreo câteva zile. Și am știut că Dumnezeu vrea ca să ne trezească. Dacă noi ca și biserică nu luptăm pentru ca familiile noastre să fie familiile care Dumnezeu le așteaptă, cine poate să lupta? Domnul spune, cine va merge pentru mine? Cine va merge în numele meu? Și Samuel a spus, aici sunt, Doamne. Tu ești aici? Răspunde-i, aici sunt, Doamne. Mai mult de atâta, când vorbim despre trezire, nu înseamnă trezire doar oameni să vină, să primească pe Iisus, să fie manifestări, ciungi, ologi. Să vedem multe vindecări. Trezire înseamnă trezire și peste familiile din această națiune. Trezire peste familiile din biserica noastră și nu numai. Trezire pentru familia din lume. Există și un curent feminist care de mult timp lucrează și aici. Am rugămintea să... Dacă nu înțelegem mai bine, mă întrebați la sfârșit, decât să vedeți la sfârșit un mare morman de pietre și eu de desubt. Nu trebuie să mă bateți cu pietre astăzi. Nu vorbesc despre persoane individuale, vorbesc despre cupluri. Și aici o să mă adresez femeilor. Mulțumim Domnului pentru femei. Femeile să spună un haleluia. Aleluia. Încurajați-mă că am nevoie, credeți-mă. Există un curent feminist de mult timp care vehiculează, care a început să dea o altă conotație familiei și rolului fiecărui membru în familie, fiecărui partener. Mesajul de astăzi, atenție, abia acum încep mesajul, se numește relația cu partenerul de viață, unul pentru altul și nu unul împotriva celuilalt. Deci, tineri, și pentru voi este, căutați un partener de viață. Dacă o luăm cu începuturile, ne întrebăm, bine, mai este Biblia de actualitate? Pentru că multe persoane consideră că au fost timpuri îndepărtate, viața nu era, societatea nu era la fel dezvoltată. Dar vă spun, dragilor, problemele fundamentale ale omului sunt aceleași. Aceleași. Dificultățile întâmpinate de cei din Cartea Sfântă nu se deosebesc față de noi.
lucrurile din interiorul nostru sunt la fel. Că atunci aveam probleme cu măgarul și acum cu Mercedes-ul, am aceeași problemă. Să vedem puțin planul lui Dumnezeu pentru familie. De la început, este un lucru care, ce spun acum, îl cunoașteți cu toții. De ce? Foarte mulți au citit Biblia, cel puțin capitolul 1 și 2, mereu le începem. Nu mai terminăm noi pe la sfârșit, dar 1 și 2 se citesc bine astea. Și așa că e cunoscut, n-am o problemă că cineva nu cunoaște asta. În Geneza, capitolul 1, vedem că Dumnezeu a început să creeze lucruri. Să creeze soarele, stelele, pământul, i-a dat o formă, animalele. Și după fiecare lucru care l-a făcut, a început să privească la ele. Ce a făcut? Și vom vedea în Geneza 1, versetul 10, 12, 18, 21 și am rugămintea 25, să-l punem pe sabia târnată. Vedem că Dumnezeu s-a uitat peste acele lucruri și au văzut că erau bune. Așa ne spune. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun. Dacă punem, să citim versetul 25 la capitolul 1, se poate? Aleluia! Este vorba de planul lui Dumnezeu cu omul. Dumnezeu, da, a făcut fiarele pământului după soiul lor, vite după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Și vedem de mai multe ori lucrul acesta. În capitolul 2 ne este explicat mai pe larg ce s-a întâmplat. Versetul 26 care urmează. Vedem ce s-a întâmplat în versetul 26. Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste pești, da? Vedem că este vorba despre creația omului. În capitolul 2 ne este explicat pe larg cum s-au întâmplat cu toate lucrurile. Și dacă ne oprim la acest capitol 25-26, când Dumnezeu a văzut că toate lucrurile erau bune, vedem că s-a întâmplat ceva. Bine, probabil că papirusul scriitorului Genezei ori a fost prea mic, ori cărbunele a fost cam tocit, ori n-a avut el chiar chef de povestit. Mie mi-e greu să cred că chiar așa a fost. Am făcut și cerbul ăsta, și floarea asta, sunt bune. Cred că Dumnezeu a privit cu încântare la creația lui. A zis, ce floare frumoasă, ce frumoși sunt copaci aceștia. Minunat lucrare. A făcut omul. Și în timp ce se minuna Dumnezeu, într-o dată, ca la filmele acele. Și cred că Dumnezeu a stat un pic și s-a uitat. Și nu-i bine să fie singur. Nu-i bine să fie singur. Și Dumnezeu a creat-o pe Eva. A creat-o pe Eva. Ce nu știți, sau poate n-ați văzut până acum? Când puneți versetul 31. Vedeți ce spune 31? 1 cu 31. Din nou s-a uitat Dumnezeu la toată creația, la tot ce făcuse. Și iată că dintr-o dată erau foarte bune. Până aici nicăieri nu spune că era foarte bine. Era doar bine. Dumnezeu și-a desfârșit lucrarea creind-o pe Eva. Slăviți să fie Dumnezeu. Numele Lui să fie glorificat pentru Eve. Aleluia! Dumnezeu a mai făcut un pas. În Geneza, capitolul 2 cu 24, spune, de aceea va lăsa omul, e primul decret care Dumnezeu l-a dat, omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se va face un singur trup. Și astfel a apărut prima instituție, familia. Aleluia! V-am spus, eu cred că Dumnezeu vedea mai mult și privea așa cu dragoste la creația lui. Asta cred că o putem găsi în Țefania, capitolul 3 cu 17, îmi place un verset care îl spune și cred că asta a făcut Dumnezeu atunci. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, cu mare bucurie, da? Spune, și va tăcea în dragostea lui și nu mai va mai putea de veselie pentru tine. Credeți-mă, Dumnezeu a fost așa de încântat când a văzut creația lui. Și ce minunat a putut să lucreze. Aleluia. Deci ideea, dragilor, a familiei nu a aparținut omului, a aparținut lui Dumnezeu. Și ca să avem succes în această direcție, trebuie să mergem la Creator și să urmăm sfaturile Lui. Eu personal nu voi încuraja niciodată divorțul. Ci cât ține de mine,
voi încuraja, asta am făcut-o de mulți ani și voi încuraja în continuare, să-i ajut pe cei care sunt nevoie să-și reabiliteze căsnicia. De ce? Pentru că există o regulă a Scripturii. Și aici am nevoie și de ajutorul vostru. Se numește împăcare, pocăință, menținerea unității. Haideți să o repetăm cu toții. Împăcare, pocăință, menținerea unității. Amin. Sunt lucruri esențiale care Dumnezeu le pune în Scriptură. Este punctul de vedere al lui Dumnezeu, acesta și nu despărțirea. Punctul lui Dumnezeu de vedere este clar. Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Este punct. Poate spune, măi frate, ești cam extrem aici. Eu? Haideți să vedem ce spune Dumnezeu. Maleahii 2:13. Iată acum, ce mai faceți? Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați, dar în mintea voastră, seama ca niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Dumnezeu o spune și Biblia ta o spune, citește-o. Zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră, nu fiți necredincioși. Dragilor, legământul face diferența. Haideți să spunem cu toții, legământul face diferența. Există vorba de un legământ. Un legământ care este făcut între soț și soție înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă mult și e baza de la care pornești în orice discuție sau studiu pe tema căsătoriei creștine. Pentru că legământul face diferența. Când legământul vorbește, când Scriptura vorbește despre un legământ, se referă la ceva sacru. În toată partea Bibliei, unde vezi că este vorba de legământ, este vorba de ceva sacru și are o valoare mare înaintea lui Dumnezeu. De aceea căsătoria a fost văzută din vremurile de mult, de-a lungul veacurilor, ca fiind în biserică ceva sacru, ceva care este făcut nu numai odată în viață, ci și pe viață. Este ceva ceea ce Dumnezeu a inițiat. Am văzut că Dumnezeu a spus că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de soția lui. Și atunci spui, bine, dăm un motiv pentru asta. Și atunci îți citesc Eclesiast 4:12, spune că dacă se scoală, și atenție, acesta este motoul care Dumnezeu ne l-a dat nouă când ne-am căsătorit și care ne-a ajutat și ne-a condus prin multe, pot să spun, încercări prin care noi am trecut. Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funea împletită, trei, nu se rupe ușor. Ia-uzi, dintr-o dată vedem că sunt trei. În acel legământ, Dumnezeu este parte. Nu numai soțul și soția se promit unul altuia, dar și Dumnezeu promite încurajare, aprovizionare, pace, protecție, armonie, toate lucrurile sunt parte din Dumnezeu. Și dacă vrei ca familia ta să fie binecuvântată, nu uita că Dumnezeu este liantul din familia ta, din casa ta. Haleluia! De multe ori apar probleme în căsnicie pentru că ești tentat să schimbi ceva. Te întreb, dar de ce trebuie să schimbi neapărat soțul, soția sau copiii, indiferent de ce natură este? Dacă încerci mereu să-i schimbi pe cei din jurul tău, îți irosești timpul. Și vreau să spun că mesajul ăsta atunci este pentru tine, nu pentru altul. Și dacă încerci să arăți cu degetul către celălalt, nu uita că ai întotdeauna trei îndreptate către tine. S-ar putea ca tu să faci anumite ajustări în viața ta, pentru ca Dumnezeu să umple și să binecuvânteze familia ta. Înainte de orice colaps moral, mintea trebuie să fie cucerită. Da? Întotdeauna se întâmplă la fel. Satan va folosi lucrul interzis, făcând apel la poftele nesatisfăcute, apoi la imaginație și în cele din urmă încearcă să stârnească un apel la rațiune. Pofta, imaginația și rațiunea sunt trei jaloane în drumul spre iad.
Lucruri care s-au întâmplat de la începutul Bibliei. Este adevărat că Satan, pentru că virtutea nu va ceda niciodată iraționalului, clar. Satan trebuie să schimbe conceptele morale asupra păcatului. Atenție, încă vorbim despre familie. Da? Vorbim despre ce am învățat, ce am citit la început, despre direcția care este dată familiei de către lume și ceea ce pierde încet, încet familia lui Dumnezeu dacă nu se ridică. Da? Și spune Biblia că nu suntem în necunoștință de planurile vrăjmașului. Deci, diavolul trebuie să ne convingă să comitem un păcat. Așa cum s-a întâmplat și în grădina Edenului, trebuie să ne dea o motivație rațională împotriva oricărui fără de legi. Provocată de apetit și să se dus așa frumos de estetic, mintea începe să creeze un alibi, scuzele. Foarte periculos, pentru că este o linie foarte fină între păcat, care înseamnă moarte, și viață, care înseamnă viață veșnică. Dacă nu ești hotărât și nu-ți cunoști punctul de vedere și chemarea ta în împărăția lui Dumnezeu, este destul de periculos, pentru că comunicarea între soți este extrem de importantă. Și acum spun celor care urmează să se căsătorească. Mereu când te întâlnești cu prietenul sau cu prietena, tind să arăți cât de mare ești, cât de inteligent, fata arată cât de pricepută este, câte talente are și mai puțin vrei să arăți, sau mai deloc nu vrei să arăți, și care sunt slăbiciunile tale. Și în clipa în care intri în căsnicie, apar războaiele. Pentru că tu ai dat celuilalt imaginea despre tine că ești perfect. Începeți să discutați în relațiile de la început și despre părțile voastre slabe, unde aveți nevoie de susținere. Pentru că, și aici din nou ne aduce aminte, când Dumnezeu a creat pe Eva, ce a spus? Să-i facem un ajutor potrivit. Să fie o completare. Nu cineva pe care să-l domin, nu cineva care să-mi spele ciorapii sau cineva care să mă piseze toată ziua la cap, ci să-i facem un ajutor potrivit. Acesta a fost planul lui Dumnezeu cu omenirea, planul lui Dumnezeu cu familia. Și pentru ca să ținem închegată familia, este nevoie de un combustibil. Știm care ar fi combustibilul pentru unitate? Dragostea. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Pentru că dragostea ne-a condus către ființa iubită, dragostea ne-a unit la altar, dragostea ne țin vii amintirile în inimile noastre, deci dragostea este esențialul în familia noastră. Aleluia! Este combustibilul necesar tuturor relațiilor. Ajung la un punct acum și o să mă înțelegeți de ce am făcut toate aceste introduceri. Pentru că Dumnezeu, când a creat familia, a creat un scop precis. Când a creat omul, i-a dat o destinație. Și vedem că în om Dumnezeu a pus câte un pic din toată creația lui. Vezi oameni al căror ochi strălucesc și te gândești la strălucirea soarelui. Vezi cât de frumos sunt și te gândești la natură, ce frumoasă este. I-a dat abilitatea să noate, te gândești la pești. Poți să și sară și multe alte lucruri poți să facă. Dumnezeu a pus în om multe mici părți din toată creația lui. Și vreau să fac o paranteză. Când aveam studenții la Brașov, pe care îi antrenam, cu care făceam misiunile, auzeam fetele, spunea, ce-mi doresc să mă căsătoresc. Dar ce ți-ai dorit? Un pastor. Bun, dar știi cam ce face un pastor? Păi, e pastor. Bun. Și aici trebuie să știi, și sora Dana poate să ne dea și mai multe informații ce înseamnă să fiu soție de pastor, că de multe ori strigi la Dumnezeu și te
Poate e singură, pentru că pastorul trebuie să, nu numai să se dedice familiei, ci mult timp este luat și ca să se dedice slujirii care Dumnezeu a pus-o pe umerii lui. Și de multe ori poate va trebui să fii singură, pentru că Dumnezeu i-a dat o chemare soțului. Și atunci au început să se gândească de dor. Cred că Dumnezeu vrea ca să am un pastor, dar să fiu și eu cu el împreună. Bun. Întotdeauna dorești ceva măreț. Și în clipa în care suntem și foarte mult preocupați cu televizorul, cu revistele în care ne dă așa niște idealuri despre familii, în clipa în care ne lovim cu realitatea și vedem că acele dorințe nu sunt satisfăcute, simțim un sentiment de eșuare, de dezamăgire. Pentru asta e nevoie de la început să ne creăm un fundament sănătos pentru familia noastră sau pentru viitoarea noastră familie. Dacă tu care ești băiat și te dorești și dorești foarte tare să te căsătorești și nu te antrenezi acum și să-ți pui inima acolo unde este inima lui Dumnezeu, vei avea multe timpuri în care vei plânge și băieții plâng câteodată. Și vei plânge de multe ori și te vei gândi, de ce a permis Dumnezeu asta? Nu, tu ai ales asta. De multe ori întrebăm de ce Dumnezeu permite anumite lucruri. Vreau să spun că de multe ori nu e vorba de Dumnezeu, e vorba de alegerile noastre. Și unul din alegerile cele mai importante, de unde rezultă anumite evenimente care nu sunt foarte plăcute, este neascultarea. Neascultarea. Păi da, frate, dar eu ascult de Biblie. Ok. N-am spus că nu ascult de Biblie. Da, da, fac lucruri din Biblie. Dar totuși Dumnezeu de ce a permis asta? În clipa în care Dumnezeu te-a chemat și ți-a dat o destinație și tu ai ieșit, ai pășit din destinația aceea, uși s-au deschis prin care diavolul vine și fură binecuvântare din viața ta. O să mă fac explicit la acest lucru. Am avut nevoie să fac o introducere, pentru că v-am spus treaba cu pietrele și știam de ce o spun, pentru că vom citi Efeseni 5, de la 21 la 28. Biblia spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Nu vă încinze foarte tare. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. În aparență spui, sună bine, dar totuși, dragii mei, aceasta este viziunea lui Dumnezeu despre familie. Soții sunt comparați cu Hristos, soțiile comparate cu biserica. Suntem de acord cu lucrul acesta? Asta spune Pavel, n-avem încotro. Soților, li se poruncește să iubească soțiile cum Hristos a iubit biserica. Soților, li se poruncește să se supună soților cum biserica este supusă lui Hristos. Și atunci, vorbim de niște diferențe practice între rolul unui soț și cel al unei soții, așa cum sunt implicate de aceste comparații diferite. Vreau ca să aduc din nou aminte, vorbim despre familii, despre cupluri, nu despre persoane individuale. Respect fiecare moment în care femeile iau responsabilitate. Am fost binecuvântat în dimineața aceasta să văd femei care și-au luat inima în dinți și sunt în slujba lui Dumnezeu. Și am văzut multe momente în care femeile și eu de multe ori ascult mesaje date de către unele femei chemate de Dumnezeu. Respect lucrul acesta. Și este minunat ce face Dumnezeu prin persoane individuale. Dar când vorbim despre familie, Dumnezeu are ceva de spus aici. Dacă vom vedea cercetătoarele feministe și vedem câteva studii despre ele, au fost făcute niște cărți, de exemplu Libertatea femeii sau Femeia liberă. Sensul termenului de cap, spun ele,
nu este acela de conducător, ci sursă, respect și responsabilitate. Ok? Nu sunt în dezacord cu termenii aceștia. Numai că asta nu înlocuiesc termenul de cap, ci sunt o parte a caracterului acelui cap. Sunt de acord ca soțul să fie o sursă de putere, de securitate și dragoste pentru soție. Trebuie să o respecte. Amin? Bărbați, hai să spunem tare. Trebuie să o respecte. Trebuie să o respecte. Nu prea aveți curaj să spuneți lucrul acesta. O să vi se aduc aminte acasă. Văd câteva persoane care sunt foarte crispate. Nu sunt eu de vină. Stați de vorbă cu Pavel. Oricine însă poate să vadă în Efeseni 5 ceea ce aceste cercetări feministe evită să vadă, că după ce în versetul 21 se afirmă că este o supunere reciprocă, Pavel dedică 12 versete ca să expună diferența dintre modurile în care soțul și soția ar trebui să slujească unul altuia. După versetul 21, întregul pasaj este dedicat distinției între conducerea plină de dragoste a unui soț, care se aseamănă cu Hristos, și supunerea voluntară a soției, care se aseamănă cu biserica. Dragilor, biserica a decis de bunăvoie să se supună lui Hristos. A decis de bunăvoie să se supună lui Hristos. Hristos a decis de bunăvoie să se dea bisericii ca jertfă. De bunăvoie a făcut lucrul acesta. Bine, nu este suficient să spui slujiți-vă acum unul pe altul. Este adevărat ceea ce se spune despre Hristos și biserică, se slujesc reciproc, însă nu fac aceleași lucruri. Hristos este Hristos, biserica suntem noi. Da? Și sunt lucruri total diferite. Dacă facem confuzie la această distinție, apar problemele. În clipa în care a apărut curentul feminist și a spus vrem să fim la fel ca bărbații, e ok, atunci când erau bajocorite, atunci când nu se lua în seamă munca lor și bărbații niște puturoși fiind, stăteau pe la porți și nu făceau nimic. E normal ca femeia, cineva trebuia să se ocupe de familia aia. Și au vrut și ele anumite trebuie, e normal. Dar în căsnicie sunt lucruri diferite. De ce spun lucrul acesta? Dacă căsnicia este piesa aceasta și fiecare ar trage cu drepturi egale, s-ar putea să fie trasă mai mult într-o parte sau alta, e bine care are mușchii mai tari. S-ar putea să tragă unul către celălalt. Dumnezeu vrea să fie tras într-o singură direcție. Nu este mai ușor amândoi să tragă împreună, în același loc, și pui cai înaintea căruței în locul potrivit. Mai mult. Bine, nici soților, nici soților nu au motiv să spună că ceva nu le place în Biblie, pentru că există ceva, și asta puteți să mă contraziceți, dacă nu e adevărat, în adâncul ființei fiecărui bărbat. Ceva ce îi se potrivește perfect atunci când își asumă rolul de conducător plin de dragoste. În adâncul ființei lui realizează că ceva, că o parte a personalității sale este compromisă dacă nu îi se lasă acest privilegiu să slujească în dragoste. Ca bărbat te simți bine și îți place când poți să-i ajuți pe cei din familia ta. Dacă nu faci asta, chiar e o problemă. Dar în același timp și femeile, și pot să confirme lucrul acesta, există o bucurie. Mi-a confirmat soția mea. Dacă mă întreb, de unde știi tu? Am vorbit cu soția mea. Slăvit să fie Domnul, mulțumesc Domnului pentru ea. De multe ori a trebuit ca să trag frâna. Am ascultat la multe din sfaturile care mi-a dat și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare moment în care este lângă mine. În adâncul ființei fiecarei femei este ceva ce o face să se bucure și să prospere atunci când poate să sprijine și să își exprime într-un mod creativ și liber ajutorul care îl poate oferi soțului.
ca femeie te simți bine, să poți să fii liberă, să poți să creezi ajutându-l pe soțul tău. În clipa în care vrei să fii la fel ca, nu mai este planul lui Dumnezeu. Și atunci începe familia să se strice. Lasă lucrurile așa cum au fost create de Dumnezeu. Bărbatul este capul. Oricât ai căutat la traducere, să vezi, măi, când a spus cap, chiar a vrut să el să o conducă? Da! Uite-te la traducere. Pavel, știu foarte bine, exista un curent atunci care se vorbea pentru că ochii sunt așezați în cap, capul este cel care se conducă trupul. Era un curent care era în tipul lui Pavel. Și el când a dat azi, el știa foarte bine că și când vorbește despre Iisus, i-a fost pus totul sub picioare și este cap peste biserică. Cap înseamnă cap, cel care conduce. Dar Dumnezeu a spus, nu este bine să fie singur. Bărbatul, dacă ar face singur, atenție, nu vorbesc despre monopol, vorbesc despre ajutor potrivit. Dacă bărbatul se lasă ajutat de soție, înseamnă că lasă, acceptă completarea lui Dumnezeu și familia ta va prospera. Familia ta va prospera. Dacă soția își ajută soțul și îl încurajează, chiar în timpurile în care are momente de slăbiciune, îl încurajează ca să conducă familia în frică de Dumnezeu, familia va prospera. Și o să vă mai dau câteva lucruri. Începem să ne apropiem de încheiere, nu vă faceți iluzii prea curânde. Vreau să ne abatem atenția asupra patru puncte care țin de conducere. Preocuparea de propria relație cu Dumnezeu. Niciun bărbat nu va fi un bun conducător sau nu va fi un conducător spiritual dacă nu își aprofundează relația cu Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu. Atenție, ți se spun. Și când vorbesc despre relația cu Dumnezeu, în toate discuțiile care o să le avem, nu vorbesc despre Doamne, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc că Tu ajuți copiii mei, binecuvântez soția, îți mulțumesc că m-ai ajuns la servici, îți mulțumesc că Tu m-ai ajuns și, Doamne, am nevoie de pantalon noi, am nevoie de ciorapi, am nevoie... Vorbesc de timp de calitate cu Dumnezeu. Nu vorbesc despre cerșeal aici. Nu vorbesc despre atitudine în care vii și îți faci norma, îți faci planul. Ca în fiecare zi, vin și mi-am făcut toate treburile, m-am rugat pentru ăla, ce creștin sunt eu. Vorbesc despre relație de calitate cu Dumnezeu. Un timp în care tu, în odăița ta, te închini lui Dumnezeu. Nu pentru ceea ce poate face El pentru tine, ci ceea ce este El, ca măreț Dumnezeu. Timp în care îl lași și pe El și îl asculți, îl lași să-ți vorbească, de multe ori vei fi mustrat. Primește aceste învățături, primește această mustrare. Spui, Doamne, iartă-mă. De multe ori Duhul Sfânt, în ce stai în așteptare, Duhul Sfânt îți atrage atenția că sunt unele pericole prin care poți trece. Ascultă-L. Lasă-i timp să-ți vorbească. Vorbesc de timp de calitate cu Dumnezeu. Nu vorbesc despre o atitudine de indiferență sau o normă. Vorbesc despre un timp de calitate cu Dumnezeu. Prin urmare, un bărbat creștin care speră să fie un soț și un tată după modelul biblic, trebuie să-L întâlnească, să fie preocupat să-L întâlnească zilnic pe Dumnezeu. În solitudinea lui, în cămăruța lui, în viața personală de rugăciune, trebuie să te dedici zilnic cuvântului și rugăciunii. Dacă îți par că sunt agitații, îți pare că sunt agitații în casa ta, în familia ta, și nu înțelegi de ce, întreabă-te tu pe tine, nu trebuie să auzim noi, cât timp i-ai lăsat lui Dumnezeu să lucreze în viața ta? Cât timp i-ai dat lui Dumnezeu ocazia să-ți vorbească referitor la familia ta? Vorbim și despre femei imediat. Văd că bărbații sunt unii așa și femeile sunt așa. Vorbim, se schimbă imediat. Aleluia! Conducerea ține de ceea ce ești și ține și de ceea ce faci. Ține de ceea ce ești și ține și de ceea ce faci. Dacă tu vii din odăița ta, acoperit de mireasma lui Hristos, care picură
când treci tu, fără să faci prea multe lucruri, soția ta și copiii tăi vor simți că ești la conducere cu mâna lui Dumnezeu așezată pe umărul tău. Ce frumos am spus-o! Ar trebui să vă las și notițe. Nu știu dacă reușesc să o spun și a doua oară, dar cred că am spus-o foarte frumos. Nu trebuie să faci multe lucruri, dar când tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a descoperit vieții tale și ai fost uns pentru chemarea care o ai ca și tată, ca și soț, familia va simți lucrul acesta. Familia va simți lucrul acesta și știe că Dumnezeu este protector. Pentru mine este foarte încurajator când copiii vin și îmi spun că au anumite probleme, anumite lucruri care trebuie teste sau lucruri la școală și să mă rog pentru ei. Copiii mei știu că în fiecare dimineață fac lucrul acesta pentru ei. Și au fost multe momente în care cu ei mi-am avut experiența asta, urmau teste și vorbeam la ce oră ai de acolo, la ora asta să te rogi, tati, și ne rugam și Dumnezeu făcea minuni. Și putea să spună, da, într-adevăr l-am văzut pe Dumnezeu, a fost cu mine. Copiii se simt protejați dacă tu ca tată îți faci treaba, responsabilitatea. Nu înseamnă, băi, n-ai voie să faci asta. Nu. Înseamnă să-i arăți respect, dar să-i arăți că tu ești la conducere, pentru că Dumnezeu este Cel care te conduce pe tine. Nu-ți cad galoanele dacă te smerești înaintea lui Dumnezeu. Nu-ți cad galoanele dacă câteodată, fiind obosit și stresat, poate și ai anumite dureri și vii agitat după zi de muncă și reacționezi într-un fel greșit și spui, îmi pare rău, am greșit față de tine. E un act de curaj să faci asta. Nu e greșit să spui, îmi pare rău, am reacționat greșit față de tine. Nu-ți cad gradele nici în fața soției dacă spui, îmi pare rău, am reacționat greșit. Dacă bărbatul n-a fost cu Dumnezeu, toate strategiile de conducere sunt fără vlagă. Ceea ce devenim în acea întâlnire cu Dumnezeu ne face pe noi conducătorii spirituali ai familiei noastre și de care are Dumnezeu nevoie. Dacă falimentăm aici, falimentăm în toate lucrurile. Vorbim despre soții. Pentru că zic, bine, și noi de ce suntem aici? Și slăviți să fie Domnul, sunt multe soții aici. Cine este căsătorită? Hai să vedem câte soții avem căsătorite. Oh. Cele care nu sunt căsătorite, rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea pe cel pe care trebuie să-l susțineți. Dumnezeu are pentru fiecare un soț, cel mai bun soț. Nu trebuie să aibă multe pătrățele. Și să aibă poate multe bătături în urma luptelor spirituale care le-a dus. Ce frumos am spus-o și pe asta. Dumnezeu vrea ca fiecare să fie binecuvântat și are pentru fiecare soția potrivită, ajutorul potrivit și soțul, cel pe care ai fost chemată să-l ajuți să fie puternic înaintea lui Dumnezeu și tu vei fi binecuvântată. Fiecare soție are datoria să-l întâlnească pe Dumnezeu personal. Și fiecare soție are datoria să-l întâlnească pe Dumnezeu personal. Fiicele lui Dumnezeu ar trebui să aibă o relație deosebită cu Tatăl Ceresc. Este clar că viața spirituală a soțului nu va substitui viața spirituală a soției. Când Petru descrie femeile sfinte din vechime, cele care erau supuse soților lor, cum spune în Biblie, le descrie ca niște femei care nădăjduiau în Dumnezeu. Și vedem în Biblie multe exemple din aceasta. Puteți vedea în 1 Petru 3 cu 5. Da? Cred că erau femei care nădăjduiau în Dumnezeu. Se referea la cele femei care îl căutau și erau supuse soților lor. Dar temeiul, ținta vieții lor nu era soțul, era Dumnezeu. Ținta vieții lor era Dumnezeu, nu soțul. Și asta le făcea pe ele puternice. Aleluia! Există o diferență între calitatea soțului și cea a soției în căutarea după puterea personală, spirituală. Pentru soț, asta este temelia calității și inima calității de conducător. Pentru soție,
este temelia supunerii și ajutorului care trebuie să ajutorul ei dat conducerii soțului. În clipa în care tu ești în locul potrivit, nu sunt de acord ca soția să fie locul doi într-o căsnicie. N-am fost și nu sunt de acord. Deși trecutul meu a văzut multe lucruri în acesta în familia mea, la părinții mei. Nu sunt de acord cu acest model. Nu sunt de acord cu modelul în care soțul vine, vă spun mai bine o glumă, vine soția de la servici, oh, bună, ești acasă? Ai mâncat? Ai mâncat? El butonează la televizor. Dar ce faci? El răspunde, tu ce faci? Te iubesc, soțule. Am mâncat. De multe ori mândria bărbaților asta de dorit. Sunt bărbat și eu, da? Și de multe ori a trebuit și încă voi veni în continuare să-mi cer iertare lui Dumnezeu pentru mândria mea care mă face să eșuez poate în unele momente în relația mea de cuplu. Pentru că de multe ori mândria ne blochează și ai impresia că s-a spus ceva greșit sau nu mai este locul tău acolo unde ar trebui să fie. Dumnezeu trebuie să-ți aduc aminte, Dumnezeu ți-a dat un ajutor potrivit. Soția ta trebuie să fie ajutorul tău. Nu trebuie să fie ea care te împunge de la spate mereu să te rogi sau să ai grijă de copii. Dar este trebuie să fie ajutorul tău potrivit. Crede lucrul acesta. Așteaptă lucrul acesta. Dorește-ți lucrul acesta. Și lasă-i ocazia să îți arate că este ajutorul potrivit. Soțiilor, arătați-i soțului că Dumnezeu i-a chemat și că sunteți sprijinul lor. Este bine când poți să ajuți soțiile, când se simt singură și poți să te rogi pentru ele, când simt singurătate, când simt că nu sunt încurajate de soț și au nevoie de ajutor și spune rugați-vă pentru mine. Dar în timpul în care făceam consilieri, am auzit foarte mult, pot să spun că mult mai multe ocazii am auzit când soțiile comentau și erau nemulțumite de soț, decât să auzi și cuvinte în care apreciau soțul. De obicei la consilii vin când îți place ceva. Și mereu ai ceva de comentat. Vă spun un lucru, un mare secret care de fapt îl știți deja. Soții voștri nu sunt perfecți. Nu sunt, n-au fost și nu vor fi. De multe ori vor fi băieții mai mari și voi veți fi mamele lor. Da, ce am auzit acolo. Ajutați-i să fie conducerea care Dumnezeu a chemat să fie. De la voi pornește. Dumnezeu v-a dat atât de mult har, vă dă atât de multe daruri în femeile din biserici, atât de multe talente. Exact ce lipsește bărbatului. Și Dumnezeu când l-a văzut a zis, nu-i bine să fie singur. Sunteți ajutorul potrivit. Arătați lucrul acesta. Rugați-vă, stăruiți în rugăciune, nădăjduiți în Dumnezeu. Și asta va da biruință familiei voastre. Casa voastră va înflori. Mai mult, în clipa în care soțul își ia responsabilitatea pentru familie, chiar dacă copiii, și cunosc eu bine niște copii, nu sunt de acord cu granițele care sunt puse, pentru ei totuși înseamnă protecție. Și ei știu, atâta timp cât stau în acele granițe, ei sunt protejați. Dacă ies din acele granițe, va trebui să descurce singuri. Trec, dar punctul 2, 3 și 4 sunt mult mai scurte. Modelarea viziunii morale și spirituale a familiei. Un lider este unul care își ia timp să caute o țintă, să caute o direcție pentru ceea ce trebuie să conducă. Trebuie să gândești la priorități și la scopuri. Nu poți conduce pe cineva dacă nu te-ai gândit, nu ți-ai făcut un plan unde îl conduci. La fel și cu familia ta. Noi, în fiecare an, la început de an,
sau în decembrie la sfârșit, luăm un caiet, ne adunăm toți în familie și ne punem ținte pentru anul nou. Ne uităm cum a fost, ce lucruri s-au petrecut, ne punem ținte noi, fiecare pentru el personal, avem două sau trei lucruri. Unu, ce-mi doresc eu, ce aștept eu ca familia să fie pentru mine, ce să se întâmple și ce voi face eu pentru familia mea. Și notăm acele lucruri și în cursul anului discutăm despre ele. Și ajunge la sfârșitul anului și vorbim, mai uite, asta a fost una din țintele tale, nu s-a întâmplat nimic. O punem și pe anul următor, pe lângă celelalte. E bine să-ți pui ținte înalte, ca să poți ajunge undeva măcar aici. Dacă îți pui o țintă aici, vei ajunge mai jos. Pune ținte înalte pentru tine și familia ta. Ia responsabilitate în casa ta. Și cei din familia ta vor vedea că tu ai o țintă. Tu vrei să crească familia, vrei să progreseze. Dacă vii de la servici, ai dat drumul la televizor și Dumnezeu cu mila, nu ești un bun conducător. Nu ești decât unul care strigă atunci când ceva nu-i place. Un copil mai mare, care atunci când îi se ia cadeaua plânge. Fii bărbatul din casa ta, bărbatul nu care domine și dă cu punul în masă când ceva nu-i place, ci bărbatul care își conduce cu înțelepciune generalul din familia ta, cel care conduce familia cu înțelepciune. Trec mai departe, pentru că a treia dimensiune a calității este legată de a doua. E o caracteristică a ei. Soțul ar trebui să fie cel care ia inițiativa în a aduna familia pentru rugăciune, pentru citirea Scripturii și pentru închinare. Soțul este cel care trebuie să ia inițiativa. Ești cap și înainte lui Dumnezeu trebuie să faci lucrul acesta. Nu femeia trebuie să împingă asta, tu ca soț trebuie să inițiezi lucrul acesta. Și cu ocazia asta anunț familia mea că vom începe din nou. Am făcut-o într-un timp și la un moment dat copiii arătau foarte plictisiți și am zis facem o pauză, astăzi anunț începem din nou. Dacă un soț falimentează aici, falimentează aproape în toate lucrurile. Pentru că, hai să fim sinceri, când se întâlnesc doi, despre ce vorbesc? Despre... Ori despre armată vorbeau înainte, acum nu mai au ce să vorbească despre armată, că ce își mai aduc aminte, dar vorbesc despre familie, unde ai biruințele tale. Poți să te mândrești cu familia ta. Păi că la servici, este așa cum este, ai sau n-ai servici, dar familia ta, casa ta, este biruința care o ai în viața ta. Aleluia! Știți cum este? Viața devoțională împreună în căsnicie este bătaie de inima familiei tale. Dacă ai o plantă și nu o uzi, nu mai crește. Dacă nu crește, moare. La fel este și cu familia. Dacă nu uzi cu cuvânt familia, dacă nu uzi cu rugăciune, cu închinare, nu mai crește. Dacă nu crește, moare. Și vezi încet, încet că nu mai au chef de mers la biserică. Că încep să facă anumite discuții. Ba mai mult, soțul se simte descurajat, nu mi s-a dat ascultare la ce am spus, că am primit de la Dumnezeu. Păi că eu am vrut să fac asta, dar știi, am fost condus să fac asta în biserică. Ok, vreau să spun, Duhul prorocului este supus prorocului. Nu știu, cred că, n-am gândit să spun asta, dar cred că Dumnezeu are un cuvânt, cuvântul ăsta l-are pentru cineva. Duhul prorocului este supus prorocului. Dacă tu crezi că ai avut un cuvânt de la Dumnezeu și ai fost nedreptățit în ascultare și nu ți s-a dat, gândește-te la cuvântul acesta. Duhul prorocului este supus prorocului. Sunt unele persoane care, nu s-au întâmplat aici, vedeam multe alte biserici, în care făceau anumite manifestări, spuneau, oh, Duhul Sfânt m-a condus. Și țipau și făceau gălăgie și călăuzite de Duhul Sfânt. Duhul prorocului este supus prorocului. Asta e planul lui Dumnezeu. Nu știu de ce am spus asta, dacă Domnul are ceva, o va pune pe inimă. Când Adam și Eva au păcătuit în grădină și Dumnezeu a venit să le ceară socoteală, nu a venit și a luat-o de barbă pe Eva, ci a întrebat, Adame, unde ești? De asta vorbesc acum pentru bărbați. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți, dar mă bucur că avem foarte mulți băieți tineri care vor fi bărbați puternici în Împărăția Lui Dumnezeu, vor avea familii sănătoase și ceea ce încearcă companiile, ce am văzut la început, încearcă să distrugă, va fi făcut fără putere, pentru că băieții din biserica noastră vor avea familii puternice, ei vor ști să se închină înainte Lui Dumnezeu, să-i dea Lui Dumnezeu dreptul cuvenit, să dea întâietate soției, să se încurajeze și vor fi familii puternice, cred din toată inima lucrul acesta.
Și atunci Dumnezeu te întreabă pe tine: Adame, soțule, tată, unde ești? Ia-ți responsabilitatea ca bărbat. Ce e de făcut? Smerește-te, recunoaște-ți falimentul dacă ai ajuns la asta, programează cu soția o săptămână în care studiezi din cuvânt, iei anumite informații și apoi condui în rugăciune, condui înaintea lui Dumnezeu. Învață-ți, obișnuiește-ți familia să meargă. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu l-a numit pe Avram prietenul lui. Și un mare număr de oameni îl urmau pe Avram. Era unul care trebuia să poruncească. Dumnezeu ce i-a spus? Știu inima lui Avram, îl cunosc pe Avram. Știu că el va porunci fiilor săi să-l caute pe Dumnezeu. El va porunci fiilor săi. Dumnezeu o spune, nu o spun eu. Dumnezeu așteaptă ca tu să fii cel care conduci în familia ta. Nu un dictator, ci unul în frica de Dumnezeu. Familia ta are voie să vadă slăbiciunile tale. Nu e o rușine asta. Ai nevoie de rugăciune și de susținerea familiei tale. Împărtășește cu familia ta unde ai nevoie de ajutor. Dar tu trebuie să poruncești copiilor tăi să-L slujească pe Dumnezeu. Și pentru că eu, atunci când m-am căsătorit cu Paula, înainte de a ne căsători, știu că eram în Brașov într-un parc și am făcut un legământ înainte de Dumnezeu. Ca noi și casa noastră să slujim înainte de Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Viața din culise e de multe ori tulburată, câteodată tinerii nu sunt foarte încurajați de lucrul ăsta, dar le-am spus și le voi spune un lucru. Atâta timp cât eu îl slujesc pe Dumnezeu, veți veni cu mine. Cât sunteți sub protecția mea, veți veni cu mine. Nu le place întotdeauna, nu spun spre rușinea lor, ci vreau să-i încurajez prin felul ăsta. Atât timp cât eu știu că îl urmez pe Dumnezeu, sunt obligat, mi se va cere asta. Când voi fi înainte lui Dumnezeu, mă va întreba Dumnezeu, unde ești? Ce ai făcut cu talentul tău? Am primit o sarcină. Dumnezeu vrea să poruncesc urmașilor mei să-L caute pe Dumnezeu. N-am o problemă că își vor găsi un loc în care îl vor sluji lui Dumnezeu, altul decât locul în care merg eu. Dar am o problemă dacă nu merg nicăieri. Le voi porunci copiilor mei să-L caute pe Dumnezeu. Atât timp cât sunt sub protecția mea. Asta este granița care eu am dat-o și știu. Dacă sunt în granița asta, vor fi binecuvântați. Când vor ieși, vor ieși din binecuvântare. La fel este și cu Dumnezeu și cu căsnicia. Dacă respectăm granița, tu, soțule, dacă respecti granița, și anume conducerea familiei tale, și faci lucrul acesta și dai încurajare copiilor tăi și îți încurajezi soția ta și o lași să te ajute, să fie creativă, să fie ajutorul potrivit, vei avea succes și vei înflori. Femeie, dacă tu îți ajuți soțul să conducă, familia ta va înflori, te vei numi binecuvântată. Vedem multe pasaje în Biblie care femeia se numește binecuvântată. Lasă ca granițele care Dumnezeu le-a stabilit pentru familia ta să se întâmple. Și Dumnezeu va binecuvânta lucrul acesta. Al patrulea punct, o să fiu foarte scurt și este și una din slăbiciunile mele și recunosc că înaintea lui Dumnezeu m-am pocăit și azi noapte și de câte ori pregătesc mesajul ăsta. Lucrul care ne lovim de foarte multe ori bărbații, tu ești cel care trebuie să ia inițiativa în împăcare. Eu ar trebui să fiu cel care ia inițiativa în împăcare. Trebuie să fie Domnul pentru soția mea, că de multe ori ia inițiativa. Lupt cu asta. Nu că sunt supărat sau că aștept, dar... Lupt cu asta. Și Dumnezeu îmi va da biruință. Nu vreau să spun că soțiile n-ar trebui să vină să-și ceară iertare. Nu spun lucrul acesta. Însă, în relația Hristos-Biserică, cineva a luat inițiativa să facă lucrurile noi. Cine a părăsit confortul și siguranța tronului? Hristos. Cine a venit la Petru după ce s-a lepădat de 3 ori? Hristos. Cine se întoarce din nou și din nou la tine iertându-ți păcatul tău? Hristos. Cine ar trebui să o facă în familia ta? Tu, soțule. Ah, ce ne scade mândria acum. Așadar, soților, calitatea noastră înseamnă du-te și ia inițiativa. Da? Acest lucru nu l-a oprit pe Hristos.
Cine sparge primul gheața tăcerii? Eu vreau să fiu acesta. Cine rostește primul, vocea oricum gătuită, știi? Îmi pare rău, am greșit. Te asigur că dacă soția cunoaște inima ta și știe că tu ai o inimă curată, va aprecia lucrul acesta. Copiii tăi vor aprecia lucrul acesta. Însă vai de tine dacă ești conducător și aștepți și ești îndreptățit să ți se ceară iertare. Da? În concluzie, și cu asta am încheiat, rolurile soțului și al soției nu sunt identice. Pe scurt, soțul trebuie să fie capul și anume conducătorul. El trebuie să fie cel dintâi în a căuta să-și dezvolte propria relație cu Dumnezeu. El trebuie să ia inițiativa în formarea țelurilor morale și spirituale ale familiei. El trebuie să ia inițiativa în a aduna familia pentru rugăciune, pentru citirea Scripturii și pentru închinare. Și al patrulea punct, și tot el trebuie să consideră ca o responsabilitate specială faptul de a lua inițiativa în împăcare. Deci atunci când un bărbat are harul de a se smeri și are curajul de a face aceste lucruri, puterea lui Dumnezeu, lui Hristos este înălțată și inima soției lui se bucură și copiii lui se vor trezi și îl vor numi binecuvântat. Și doresc ca puterea lui Dumnezeu să se descopere în fiecare familie. Eu știu că Dumnezeu vrea ca biserica aceasta să fie puternică. Puterea lui Dumnezeu începe în familie, în casa ta. Amin. Să fiți binecuvântați.